autori sunt Ilian Frontașu și vă invit să urmăriți emisiunea de politică externă Conexiuni. Suntem la a doua noastră emisiune și voi folosi această ocazie pentru a reitera că ne puteți urmări în fiecare duminică la 19.00, când vom trece în revistă evenimentele internaționale, iar pe cele importante le vom analiza și dezbate împreună cu invitații noștri. Pe parcursul săptămânii curente au avut loc mai multe evenimente internaționale, unele dintre care le vom analiza pe parcursul emisiunii noastre. Mă refer în primul rând la ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. De altfel, apropo, avem și un interviu în exclusivitate pentru TVR cu domnul Iurie Leancă, președintele, vicepreședintele Parlamentului și președintele, copreședintele respectivului comitet. De asemenea, vom analiza și alte subiecte, mă refer aici la desecretizarea dosarului cu privire la asasinarea președintelui Kennedy, Brexitul, dar și alte subiecte. Nu însă, înainte de a sublinia un subiect care este foarte important din punctul nostru de vedere, mă refer aici la continuarea crizei constituționale din Spania de la proclamarea independenței Cataloniei. Să vedem în reportaj. Consiliul de Ministri al Spaniei a aprobat vineri demiterea guvernului catalan, dizolvarea Parlamentului Regional și organizarea alegerilor pe 21 decembrie. Anunțul a fost făcut de premierul Mariano Rajoy, al cărui guvern a fost autorizat de Senatul Spaniei să preia conducerea autonomiei. Decizia Senatului a survenit la puțin timp după ce Parlamentul catalan a votat unilateral proclamarea independenței față de Spania. Creemos que es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos. Y en las condiciones democráticas para que ellos decidan su futuro, para que nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre. Por eso he decidido convocar cuanto antes esas elecciones libres, limpias y legales que puedan restaurar la democracia en la comunidad autónoma. Guvernul de la Madrid a dispus destituirea guvernului regional și preluarea competențelor acestuia. Solicitările guvernului Rajoy privind preluarea puterii în Catalonia au fost acceptate de Senat aproape în totalitate, cu excepția controlului asupra mediilor publice de informare. Ministerul Public spaniol a anunțat deja că parchetul general va declanșa săptămâna viitoare o procedură judiciară împotriva liderului catalan Carles Puigdemont. El va fi judecat pentru nesupunere și riscă 30 de ani de închisoare. Ministerul de Interne l-a demis între timp pe șeful poliției regionale, Josep Trapero, anchetat pentru că ar fi sprijinit protestul pro-independență din septembrie. În pofida hotărârii Senatului după proclamarea unilaterală a independenței, steagul Spaniei a fost dat jos de pe sediile multor instituții publice din Catalonia. 10.000 de susținători ai independenței au salutat pe străzile Barcelonei decizia Parlamentului local. Interpelat pe holul Parlamentului regional, liderul catalan, Carles Puigdemont, a îndemnat la calm și a pledat pentru o separare pașnică de Spania. Ciutadanța de Catalunya, venen ores în care toți ens pertocarà de mantenir el pols d'aquest país, del nostre país, de mantenir-lo sobretot en el terreny de la pau, en el terreny del civisme i en el terreny de la dignitat. Com ha passat sempre, pe de altă parte, sute de manifestanți care se opun separării Cataloniei de Spania au participat în noaptea de vineri spre sâmbătă la un marș de protest pe străzile Barcelonei. Susținătorii ai Unității Spaniei au manifestat și pe străzile Madridului. Principalii lideri occidentali și-au exprimat sprijinul pentru premierul spaniol Mariano Rajoy și au accentuat că situația explozivă din Catalonia e o problemă internă a Spaniei. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că Uniunea Europeană nu are nevoie de fisuri, iar Berlinul și Londra au spus că nu recunosc independența Cataloniei. Același mesaj a fost transmis și de NATO. Ați urmărit care au fost ultimele evoluții în problema secesionismului din Catalonia. Vom discuta această problemă împreună cu invitatul nostru permanent, domnul Ilian Groza, care este directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene. Bună seara, domnule Groza, și bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Deci, domnule Groza, eu vreau să propun o abordare puțin comparată, așa, puțin neobișnuită, aș zice eu, pentru această problemă pe care urmează să o discutăm. Acum 4 ani, 3 ani în urmă de altfel, la 18 septembrie 2014, s-a desfășurat referendumul în Scoția.
Și atunci, înainte de acest referendum, guvernul de la Londra a spus că va recunoaște oricare ar fi rezultatul acestui referendum. Bineînțeles că a susținut că ar fi bine scoțienii să rămână în cadrul Marii Britanii, dar nu a trimis nici poliția care a bătut scoțienii, nu a făcut nimic din toate aceste lucruri. Și nu au fost nici manifestații nici la Londra, nici la Edinburgh, deci totul a fost destul de calm. Și acum vedem ce se întâmplă în Catalonia, vedem ce se întâmplă în Spania. Aș vrea să întreb, cum considerați dumneavoastră? E un spirit latin care ne caracterizează și pe noi atunci când, nu știu, ne impacientăm, nu facem nimic o perioadă îndelungată, deci nu adresăm problema, nu o analizăm și nu o soluționăm, lăsăm lucrurile să degradeze în situația în care devin mai irreversibile, aș spune eu. Cum ați comparat dumneavoastră? E o diferită cultură politică, ce se întâmplă, ce e la mijloc? Probabil, dincolo de toate, în primul rând, există și aspectul de legitimitate. În cazul Scoției, așa cum ați pomenit și dumneavoastră, nu existau întrebări de legitimitate cu privire la referendumul care a avut loc atunci și, respectiv, guvernul de la Londra a avut o abordare diferită. În cazul Cataluniei, Curtea Constituțională a menționat foarte clar că referendumul de independență organizat la Barcelona nu a fost unul legitim, nu a fost unul legal și, respectiv, de aici ies toate elementele conflictuale cu care cei din Catalunia nu au fost de acord și, respectiv, au fost nevoiți să caute sprijinul populației. Și cum credeți, acest conflict până unde poate merge? Am înțeles că vor fi alegeri parlamentare la 21 decembrie, unul la mână. Doi la mână, premierul Rajoy a nominalizat un vicepremier, o doamnă care este respectată așa în toată Spania, este vorba de Soraya Sáenz de Santa Maria, care de obicei gestionează toate crizele în Spania, să vedem dacă avea aceste abilități și în contextul Cataloniei. Deci mai multe măsuri au fost întreprinse pentru a gestiona post factum, deci independența a fost proclamată, ea este ilegală, adevărat. Dar până unde va merge acest conflict? Va fi detensionată situația odată cu alegerile din 21 decembrie sau ne putem aștepta la o opoziție democratică, cum spune liderul regional care a fost demis, Puigdemont? Pe de-o parte, guvernul de la Madrid exact a proces la punerea în aplicare articolul 155 din Constituția Spaniei și respectiv imediat ce Parlamentul local din Barcelona și-a declarat oficial independență și-a recunoscut rezultatele referendumului, într-un fel în foarte scurt timp guvernul Rajoy a impus exact procedurile care le dictează Constituția. Și aici există mai multe elemente. În primul rând, și faptul că cetățenii din, cel puțin protestele care au avut loc de noapte spre vineri, de vineri spre sâmbătă, arată că nu există unitate la nivelul populației din regiunea Catalonia cu privire la declararea independenței. A apărut recent și un sondaj de opinie realizat de El País în Spania, care arată în regiunea Catalonia, care arată că de fapt, majoritatea deci respondenților la sondaj au menționat că nu susțin independența Cataluniei și în același timp vedem că deja Puigdemont, practic, neavând altă cale, merge mai departe cu ceea ce a declarat, inclusiv prin acțiunile care probabil își asumă și anumite consecințe care vor urma în situația în care acțiunile lui sunt pasibile de anchetă penală. Respectiv, apropo, oficialii de la Madrid au menționat foarte clar că și Puigdemont, în momentul în care alege să participe la alegerile regionale, exact, este liber să o facă. Este liber să o facă. Da. Este altceva cum se va întâmpla acest lucru, fiindcă, pe de o parte, autoritățile de la Madrid ar fi trebuit să impună deja o anchetă penală la care v-ați referit. Și în acest sens este foarte interesant că ministrul de migrații și azil din Belgia a declarat poate oferi eventual un azil politic în momentul în care îl va solicita, fiindcă Belgia este una dintre țările UE care acceptă azilanți din cadrul Uniunii Europene. Lucru care este iarăși foarte interesant în situația în care Belgia, de asemenea, are elemente care ar viza
funcționarea regiunilor în Belgia, doar că de menționat că ministrul pentru migrație și azil belgian face parte din partidul flamand, într-un fel care întotdeauna a avut o abordare mai deschisă și susținătoare pentru opțiunile Cataluniei. Deci toate acestea puse împreună, iarăși... Spre ce concluzie conduc? Ce se va întâmpla dacă facem un pronostic așa succint? Cel puțin autoritățile de la Madrid, dar și cei din regiunea Catalună, într-un fel, evită să facă apel la aplicarea forței. Domnul Tusk, președintele Consiliului European, a spus că vrea să vadă aplicarea forței argumentului, dar nu aplicarea forței în situația dată. Puigdemont, pe de altă parte, spune că cheamă populația și autoritățile și funcționarii publici la o poziție democratică. Autoritățile de la Madrid spun că această poziție democratică poate fi manifestată inclusiv prin alegerile locale. Vreau să sper că nu vom asista la un conflict. Pe de altă parte, mai este un element la care vreau să mă refer aici. Hai să revenim la acest element după ce vom lua un telefon. Suntem într-o legătură directă telefonică cu un ziarist stabilit în Spania, cu domnul Mihai Burciu. Avem legătura telefonică. Bună seara. Bună seara, Mihai. Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm foarte mult că ai reușit să intre în emisie. Care sunt spiritele acolo în Spania și în special în Catalonia? Ce spun oamenii simple și ce spune și mass media? Da, persistă în continuare o tensiune, mai ales după ziua de vineri, o zi istorică pentru Spania și în general pentru Catalonia. Trebuie să începem chiar cu evenimentele care au avut loc astăzi la Barcelona și la Girona, unde au avut loc mari manifestanții, poate pentru prima dată în istorie, când spaniolii, cei care se simt spanioli în Barcelona, au ieșit pe stradă și au cucerit ei strada de această dată, pentru că era vocea mai puțin auzită. Cu toții chiar se mirau cum doar cei care susțin independența ieșeau în mii și mii de mitinguri, în schimb spaniolii stăteau acasă. Iată că astăzi, conform organizatorilor, aproape 1,5 milioane de persoane au ieșit în Barcelona, ceea ce înseamnă că spaniolii se trezesc, că conștientizează că... S-au mobilizat, într-un cuvânt. Exact. Ceea ce s-a întâmplat vineri este o adevărată lovitură pentru ei, care ar putea să aibă un ecou mai ales în Bilbao, ceea ce nu și-ar dori fiecare spaniol de rând. Dar, într-adevăr, continuă să fie o mare tensiune, dar totodată și o solidaritate din partea spaniolilor. Da, spune-mi, te rog, Mihai, ce scrie mass media, cum tratează subiectul în cauză? Mass media, pentru că este foarte dezvoltată în Spania și sunt foarte multe televiziuni și site-uri de știri, încearcă marea majoritate să tragă pătura asupra autorităților de la Madrid, să-i ajute, să punem între ghilimele, pe Mariano Rajoy și guvernul său să restabilească liniștea și calmul în Spania, dar sunt în continuare și forțe ostile, cum este Sputnik și Russia Today, care pun presiune și chiar vineri s-au cunoscut multe articole aduse de acești ziariști care încearcă să destabilizeze situația prin informații false, și sunt și ziarele locale din Catalunia care în continuare promovează aceste valori de independență, în continuare îl redă pe Carles Puigdemont ca președinte al Republicii Cataloniei sau ca președinte al comunității, al autonomiei, nici nu iau în seamă articolul 155 care deja a fost aplicat cu dizolvarea Parlamentului, deci și în presă există în continuare aceste manipulări. Mihai, vreau să întreb, înțeleg că astăzi este planificat un joc de fotbal intern în campionatul Spaniei, la Girona, unde Puigdemont spunea că vine și am înțeles că joacă și Real Madrid, susținut de Rajoy. Rajoy planifică să meargă la această competiție? Da, meciul deja s-a încheiat cu doar câteva minute în urmă. Pentru prima dată în istorie, Girona a câștigat meciul împotriva celor de la Real Madrid. Nu, a fost o liniște totală chiar la Girona, deși era o alarmă că meciul nu se va desfășura, fiindcă poliția anunța că nu ar putea să mențină securitatea pe stadion. Partida a fost
disputată fără probleme. Carles Puigdemont n-a ajuns la această partidă, sau cel puțin presa nu a reușit să-l poată depista că ar fi în tribuna oficială a stadionului. În schimb, Mariano Rajoy nici de cum nu ar fi asistat, nici nu a anunțat acest lucru. Cu siguranță în perioada următoare nici nu cred că ar merge în Catalonia în situația în care se află. Eu sper, Mihai, că doar sportul va fi zona în care va exista competiție între catalonezi și ceilalți spanioli. Acum însă vreau să întreb un alt lucru. Din punct de vedere economic, cei din Catalonia se lamentează că sunt foarte multe transferuri făcute către Madrid, iar ei înșiși nu prea au de câștigat din aceste transferuri. Cum poate fi, nu știu, comentată această afirmație, dacă este corectă sau nu? Este una dintre primele argumente, care totodată este unul fals, pe care cei care susțin independența, secesioniștii din Barcelona, îl pun în joc de foarte mulți ani în Barcelona, făcându-i să creadă pe cei din regiunea Catalonia că ei ar fi o locomotivă a economiei Spaniei, ceea ce nu este corect, pentru că foarte mulți experți economici le-au adus argumente că Catalonia este chiar undeva a treia, a patra regiune autonomă a Spaniei, care aduce la bugetul Spaniei banii, astfel încât este doar o minciună pe care o propagează în continuare cei din Barcelona. Și s-a văzut și ceea ce s-a întâmplat după referendumul din 1 octombrie, când marile companii și-au mutat sediile din regiunea catalană în restul Spaniei, în special Valencia și Madrid. Spune-mi, te rog, Mihai, dacă tot suntem la subiectul economic, care este impactul, dacă există un asemenea impact, asupra cetățenilor români și moldoveni care se află acolo? Chiar în orașul Barcelona se cunoaște din unele surse, pentru că sunt și foarte mulți cetățeni care au venit și n-au reușit să fie integrați în aceste statistici. Sunt undeva la 300.000 de persoane, români și basarabeni luați împreună, care cu siguranță acum vor fi și ei afectați. Mulți dintre aceștia au chiar proprii afaceri, fie pe patentă de autonomi, cum li se spune în Spania, patentă individuală, cât și deja deschise mici afaceri, fie, nu știu, cofetării, baruri, restaurante, firme de construcții, și cu siguranță îi va afecta tot acest val de tensiune din Catalonia. Mai avem o întrebare. Cum crezi, din punctul tău de vedere, care ar fi pronosticul? Cum va evolua situația și cum se va finaliza? Că asta ne dorim, să fie un aranjament amiabil, adică să existe o pace și în Barcelona. Dar cel mai important este să revină această pace între spanioli, între cetățenii pe stradă, fiindcă sunt deja consemnate și divorțuri în familie din cauza acestor tensiuni care se întâmplă pe scena politică, dar cu siguranță lovitura de maestru care a fost dată de Mariano Rajoy împreună cu cabinetul de miniștri și susținut de această alianță care s-a format pro-unitate, pro-suveranitatea Spaniei împreună cu Partidul Popular, Partidul Socialist și Partidul Cetățenilor, cu siguranță se vor impune la alegerile din 21 decembrie, mai ales că liderii acestor partide separatiste din Catalonia, cel mai probabil luni sau în cursul săptămânii viitoare, vor fi reținuți, mai ales în frunte cu Puigdemont, cu președinta Parlamentului Cataloniei, vor rămâne și fără acces la banii publici, și cu toată tensiunea creată în societate cu plecarea marilor companii, probabil că va fi un eșec total pentru forțele separatiste la următoarele alegeri din 21 decembrie, astfel încât va intra din nou Catalonia pe făgașul legii și al liniștii. Dragă Mihai, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc o seară cât mai frumoasă. Deci vedem că intențiile guvernului la Madrid sunt foarte serioase și s-ar putea ca domnul Puigdemont chiar să aibă nevoie de generoasă ofertă a ministrului din Belgia. Da, să vedem. Nu știu dacă va apela la astfel de oportunități oferite de ministrul belgian. Pe urmă, asta ar însemna și o pierdere în anticipare în acest exercițiu, care este și unul politic la nivel intern. Dincolo de acest lucru, este important să aducem în discuție un element extern, și aici mă refer la vizita lui Medoev, ministru, așa numitul ministru de externe a Osetiei de Sud,
în regiunea Barcelona, care au avut loc luni și marți, săptămâna curentă, în drum de la din Italia, unde a fost în Lombardia și în Veneto, într-un fel susținând... Schimb de experiență, probabil. Probabil schimb de experiență, dar ceea ce am, urmărit și cel puțin ce au declarat ei, practic au menționat că își deschid un fel de oficiu de reprezentare la Barcelona, să-și stabilească contacte cu oamenii de afaceri, cu companiile și în același timp să ofere și mai multă prezență pentru media rusească acolo. Într-un fel, dincolo de acest lucru, am văzut și câteva reacții din Abhazia, care spuneau că ar putea să recunoască această independență declarată a Cataluniei, în momentul în care va fi solicitat acest lucru. Deci vedem că și factorul rusesc în acest exercițiu nu scapă. Da, noi rămânem la același frecvență europeană, doar vom ajusta puțin volumul sau ne mutăm deja spre Republica Moldova și vom discuta în continuare despre Parlamentul European. Acolo s-a desfășurat reuniunea Comitetului Parlamentar pentru Integrare Republica Moldova-Uniunea Europeană. Reforma justiției a fost unul dintre cele mai sensibile subiecte în dezbatere. Care sunt concluziile acestei reuniuni? Aflăm de la domnul Iurie Leancă, copreședintele Comitetului Parlamentar Republica Moldova-Uniunea Europeană, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru TVR. La începutul acestei luni, mai mulți deputați din Parlamentul European s-au arătat nemulțumiți de reforma electorală din Republica Moldova. Unii au cerut amânarea, alții chiar suspendarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova. În ce măsură această stare de spirit din Parlamentul European ar putea determina eventual blocarea acestui ajutor? Populare europenei, cărora am aparținut și eu atunci când eram în vechiul partid și mă consider și acum ideologic parte acestei familii, au atitudine cea mai critică, conservatorii ca și liberalii sunt divizați, iar socialiștii și democrații sunt în favoarea acestor modificări. Într-adevăr, această lege mai este încă un element contradictoriu de felul cum vom transpune în viață anumite prevederi ale acestei legi. Va fi creată și percepția, iar percepția înseamnă și sprijin și bani. Convingerea mea este că dacă această activitate se derulează într-adevăr așa cum ne dorim cu toții, transparent, echidistant, în sens că nu favorizează un partid sau altul, și cu criterii foarte clare, și vom reuși să prezentăm atât Comisiei Europene cât și Parlamentului European, atunci șansa noastră de a obține prima tranșă a asistenței macrofinanciare, dar și banii care urmează să vină pe alt palier, mă refer la banii care vin pentru sprijinirea de fel de proiecte și vin în buget. Deci șansa de a obține acești bani va fi una suficient de bună. Nu știu dacă vor reuși până la finele anului, gândiți-vă că a rămas timp relativ puțin, fiindcă în afară de acest lucru, vorbeam de această comisie, mai sunt încă, cel puțin pentru prima tranșă, 10 condiționalități. Adevărul este că suntem destul de avansați în îndeplinirea acestor 10 condiționalități pentru a obține prima tranșă. E vorba de câteva legi care deja au fost adoptate în prima lectură. Și am să vă rog să le enumerați pe cele mai importante. De exemplu, proiectul de lege care vizează curtea de conturi, proiectul de lege care vizează întreprinderile municipale, în mod special, câteva obiective care vizează crearea unor instituții mai coerente în domeniul luptei împotriva corupției. Deci, pe majoritatea, dacă nu mă înșel, 4 sau 5 deja sunt îndeplinite, iar pe încă 5 condiționalități suntem destul de avansați, astfel încât până la finele lunii noiembrie, bănuiesc că, fiindcă contează nu doar viteza, dar și calitatea. Europarlamentarul Andy Cristea a declarat că, ascultând declarațiile liderilor Comisiei Europene, s-a arătat optimist că Republica Moldova va obține asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră pe când să vină prima tranșă din acest ajutor și câtă siguranță în cele din urmă există în acest sens. Va depinde de viteza și calitatea cu care vom avansa noi pe condiționalități, va depinde în mare parte de activitatea acestei comisii care, iată, tocmai se află în procesul de finalizare, de conturare a acestor circumscripții. Și dacă totul e bine și nu ar trebui să fie altfel,
atunci sper că asistența macrofinanciară, prima tranșă, ar trebui să vină undeva în luna februarie, cel târziu martie. Ați urmărit care a fost interviul domnului vicepreședinte al Parlamentului, Iurie Leancă, copreședinte al Comitetului Parlamentar Uniunea Europeană Republica Moldova. Domnul Leancă, am impresia că are, ca să nu spun o misiune ingrată, dar una foarte dificilă de a promova interesele Republicii Moldova în situația în care nu înregistrăm progrese prea mari, cel puțin aceasta ar fi percepția mai multor organisme internaționale, dar și mai multe ONG-uri. Dumneavoastră, domnule Groza, ați fost și ați participat la un eveniment important în Tallinn. Vă rog să ne explicați cam care ar fi viziunea societății civile asupra progreselor înregistrate de Republica Moldova, unul la mână și poate chiar și de alte state în comparație, ca să zic așa. Bun, sigur că există diferențe în aprecierea parcursului de realizare a agendei de reforme din partea autorităților din Republica Moldova și societății civile care urmărește acest proces, și aceste diferențe mare parte se referă la modul în care se pune în aplicare legile. Practic, organizațiile neguvernamentale, sigur că nu contestă, în mare parte, nu contestă unele evoluții legate de cadrul legislativ, mai multe legi care au fost aprobate în anul 2016, în special legea procuraturii, a fost creată noua procuratură anticorupție, se implementează o lege nouă pe organizarea hărților judecătorești și pe reforma justiției, dar în același timp vedem că strategia de reforma justiției nu se pune în aplicare așa cum trebuia. Reacția a fost una foarte clară din partea Uniunii Europene, care a susținut prin asistență direct bugetară reforma sectorului justiției, cele 28 milioane care au fost anulate practic în vară de către Comisia Europeană. Și practic preocupările organizațiilor neguvernamentale cât privește Republica Moldova în mare parte vizează modul în care se pun în aplicare legile, modul în care colaborează autoritățile publice cu societatea civilă, fiindcă există un climat destul de complicat de relații. Neîncredere? Este dictat în primul rând de un cadru înalt de neîncredere, care s-a generat în parcursul ultimului an, în special din cauza criticilor aduse de către organizațiile neguvernamentale față de anumite procese, inclusiv politice, legate de reforma sistemului electoral în Republica Moldova, care mare parte nu au făcut decât să rezoneze cu opinia experților Comisiei de la Veneția, Uniunii Europene. Deci aceste chestiuni, sigur că aduc o doză așa de dacă doresc, sau aduc o doză de pragmatism totuși în aprecierea relațiilor cu Uniunea Europeană, fiindcă sigur că cu toții ne-am dori ca relația cu Uniunea Europeană cu Republica Moldova să avanseze în continuare, mai ales că avem și acordul de asociere care trebuie pus în aplicare. Și este important că cel puțin citind declarația comună a Comitetului Parlamentar de Asociere care a fost aprobată în rezultatul reuniunii, vedem că există totuși anumite puncte comune de apreciere din partea Parlamentului European, din partea parlamentarilor Republicii Moldova, cu privire la, nu doar la direcție, dar și la recunoașterea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova. Și aici sigur că ne-am dorit mai mult să vedem rezultate în punerea aplicare a legilor și în același timp un subiect important, dacă tot vorbim de asistența macrofinanciară, fiind la Tallinn și comisarul Han a menționat despre cât este de important ca Republica Moldova să asigure nu doar punerea în aplicare a legilor sau statul de drept sau reforma justiției, dar s-a referit inclusiv și la sistemul electoral și în acest sens, cum, spre exemplu, următorul test care va fi în considerare inclusiv de comisie, ține de cum se vor forma cele circumscripții electorale, deci cum se va pune în aplicare noua lege. Adevărat, cred că afirmația comisarului Han este foarte importantă și presupun eu că autoritățile Republicii Moldova vor ține cont de această afirmație și de această doleanță a funcționarilor noastre, a funcționarilor europeni. Rămânem tot la nivel european și acum vom discuta despre Parlamentul European, care a dezbătut în această săptămână rezultatele summitului UE din 19-20 octombrie. Donald Tusk a amintit că nu s-au înregistrat suficiente progrese pentru retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană.
Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat în plenul Parlamentului European că rezultatul negocierilor privind Brexitul depinde de Marea Britanie. El a sugerat că tratativele vor oferi chiar posibilitatea ca Londra să renunțe la ieșirea din Uniunea Europeană. It is in fact up to London how this will end. With a good deal, no deal or no Brexit. But in each of these scenarios, we will protect our common interest only by being together. Donald Tusk a precizat că cel mai dur test al negocierilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie abia urmează. La rândul său, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat că executivul pe care îl conduce nu negociază în mod ostil și vrea un acord drept și corect. I would like to say that the Commission is not negotiating in an hostile mood. We want a deal. Those who don't want the deal, the no dealers, they have no friends in the Commission. We want a fair deal with Britain, and we will have a fair deal with Britain. The no deal is not our working assumption. Liderii europeni vor să ajungă la o înțelegere cu Londra privind statutul cetățenilor UE aflați în Marea Britanie și cel al britanicilor pe teritoriul comunității. O problemă este și controversata datorie a Marii Britanii către Uniunea Europeană, estimată de europeni la cel puțin 60 de miliarde de euro. Negocierile pe această temă se anunță extrem de importante, mai ales pe fondul unor avertismente ale Comisarului European pentru Buget și Resurse Umane, Günther Oettinger, potrivit căruia Brexitul va provoca o gaură de până la 15 miliarde de euro în bugetul Uniunii Europene. La o întâlnire cu cetățenii la Berlin desfășurată la începutul săptămânii, Oettinger a spus că țările Uniunii Europene vor trebui să suplimenteze contribuțiile financiare la bugetul comunității, propunere pe care o va prezenta Comisiei Europene în decembrie. Comisarul a atras atenția și asupra altei găuri bugetare, provocate de valul de migranți, căreia Uniunea Europeană va trebui să-i facă față după Brexit. Iată că Brexitul continuă să domine agenda europeană și presupunem că această incertitudine va continua pentru o perioadă mai îndelungată, atâta timp cât se vor desfășura negocierile despre modul în care Marea Britanie va ieși până la urmă și care va fi următorul acord cu Marea Britanie. Cum credeți, domnule Groza, până la urmă, ce se va întâmpla cu Marea Britanie? Va pedepsi Uniunea Europeană acest stat pentru faptul că a decis să părăsească Uniunea Europeană sau va încerca să ajungă la un aranjament amiabil? De ce zic a pedepsi? Pentru că dacă nu face acest lucru și alte state ar putea solicita un tratament preferențial sau vor încerca să amenințe cu părăsirea sau chestiuni de acest ordin. Deci, cum credeți, din punct de vedere strategic, cum este prinsă birocrația și nu doar birocrația de la Bruxelles, mă refer și la liderii europeni importanți, de la doamna Merkel până la domnul Macron, cum se va juca acest lucru? Este o negociere foarte dificilă. Și în situație complicată se află doar guvernul de la Londra, dar și Uniunea Europeană. Dar este foarte clar un aspect pe care îl recunosc toți, este că orice înțelegere care se va face cu privire la Brexit, ea trebuie să ia în considerație interesele Uniunii Europene și a Marii Britanii. Uniunea Europeană nu poate pedepsi Marea Britanie. Brexit-ul, să ne amintim, este un rezultat al unui referendum care a fost promovat. Unui consultativ care a fost confirmat și de Parlamentul Britanic și, practic, guvernul britanic nu are încotro decât să ducă până la cap acest proces. Sunt câteva elemente care trebuie să ținem cont de ele. În primul rând, negocierile cu privire la Brexit sunt foarte dificile. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, practic, a convenit să discute liniile de directorii cu privire la cadrul de negociere a Brexitului, dar și a perioadei de tranziție. Și ne așteptăm în luna decembrie, cel mai probabil, când va avea loc summitul Uniunii Europene, următorul summit, când cel mai probabil aceste linii directorii vor fi aprobate. Michel Barnier, negociatorul principal al Uniunii Europene, a fixat un deadline foarte clar, deci martie 2019 este data în când
acest acord trebuie să fie în vigoare. Britanicii, pe de altă parte, insistă pe o perioadă de tranziție de 2 ani de zile, în perioada în care, chiar dacă acordul se va intra în vigoare, oricum, deci Marea Britanie va putea să participe în procesul, deci să beneficieze de statutul de membru, fără a participa la procesele de luare decizie în cadrul Uniunii Europene. Un alt acord pe care s-a convenit acum săptămâna trecută la Consiliul UE este că, practic, Uniunea Europeană a dat undă verde pentru a negocia și acordul comercial cu Marea Britanie, care cel mai probabil va fi încheiat și va intra în vigoare ceva timp după ce Marea Britanie va deveni stat terț și cu respectiv se va aplica în raport cu Marea Britanie. Încă o chestiune care este importantă ține de faptul că și acordul comercial, dar și perioada de tranziție în Brexit urmează a fi confirmat inclusiv de parlamentele naționale ale statelor membre Uniunii Europene, respectiv temerea și Uniunii Europene pe de altă parte și a britanicilor este că cel mai probabil nu se va reuși să ia putere juridică Brexit-ul în 29 martie 2019, atunci când este planificat. Sunt sigur că vom mai discuta despre acest subiect, pentru că Brexit-ul va continua o perioadă mai îndelungată. Aici doar vreau să punctez faptul că și statutul cetățenilor comunitari va fi foarte important. Cum sunt trei aspecte. Cum se va decide. Dar vom discuta despre acest lucru cu altă ocazie. Acum însă noi mergem spre altă direcție. Vorbesc despre faptul că avem o relație foarte bună cu Statele Unite. Republica Moldova a beneficiat pe parcursul timpului, începând cu anul 1992, de $1.400 milioane susținere în asistență. Deci este un parteneriat strategic pe o perioadă îndelungată. Și este vorba nu doar de asistență financiară, este vorba și de asistență politică, de securitate. Deci diferite dimensiuni vorbim aici. Din aceste considerente este important să vedem care sunt momentele cheie la momentul de față, administrația Trump, cărui fapt acordă atenție cel mai mult și vom privi un reportaj în acest sens. În luna octombrie, politica Statelor Unite ale Americii a fost dominată de președintele Donald Trump, care, în pofida atacurilor mediatice asupra sa, a izbutit să-și impună agenda electorală în strategia generală americană. Trump a încercat să demonstreze că poate cuceri mai multe poziții pe care predecesorii săi l-au cedat pe arena internațională. Astfel, pe fondul testelor nucleare repetate ale Phenianului, administrația Trump a dispus la începutul săptămânii pregătirea pentru alertă permanentă a bombardierelor nucleare staționate în Louisiana. We are totally prepared for the second option, not a preferred option, but if we take that option, it will be devastating, I can tell you that, devastating for North Korea. That's called the military option. If we have to take it, we will. Pe fundalul avertismentelor președintelui american, Statele Unite și-au reconsolidat prezența militară în Coreea de Sud. În pofida opoziției manifestate de Coreea de Nord și China, Washingtonul a amplasat în Coreea de Sud un sistem antirachetă. Tot în această lună, Donald Trump a răspuns unei alte amenințări nucleare de care e bănuit Iranul. Președintele american și-a exprimat neîncrederea în caracterul pașnic al programului iranian, în schimbul căruia Teheranul e scutit treptat de sancțiuni. Trump a cerut Congresului american și aliaților europeni să înăsprească acordul nuclear cu Teheranul. În caz contrar, liderul de la Casa Albă a avertizat că Statele Unite se vor retrage din acordul semnat în 2015 și sprijinit în continuare de Londra, Paris și Berlin. Our policy is based on a clear-eyed assessment of the Iranian dictatorship, its sponsorship of terrorism and its continuing aggression in the Middle East and all around the world. Iran is under the control of a fanatical regime that seized power in 1979 and forced a proud people to submit to its extremist rule.
Tot sub administrația lui Donald Trump, în octombrie, Statele Unite au obținut o victorie importantă în Siria, unde forțele democratice siriene, susținute de Washington, au eliberat fosta capitală a statului islamic Raqqa. Astfel, forțele democrate siriene, aflate în opoziție cu puterea de la Damasc, au preluat controlul asupra celor mai importante terenuri de petrol din Siria. Printre alte decizii de rezonanță ale administrației americane, e și cea privind retragerea Statelor Unite din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură. Casa Albă a invocat pozițiile anti-israeliene ale organizației și cotizațiile prea mari. În pofida politicilor categorice promovate pe plan extern, Donald Trump a înregistrat eșecuri în gestionarea problemelor interne, din cauza opoziției Congresului American, dar și a societății civile. Ați urmărit care au fost ultimele evoluții în politica externă a Statelor Unite. Este interesant, domnule Groza, că președintele Trump, care a venit cu o politică de neimplicare în afacerile internaționale, iată că în ultimul timp, în ultimele luni, este tot așa mai dur în raport cu diferite regimuri de pe glob. Mă refer în primul rând la Coreea de Nord și Iranul, Siria. Cum explicați această transformare așa unei persoane care în campania sa electorală a spus că se va concentra doar pe Statele Unite și acum iată că este foarte activ și pe arena internațională? În primul rând, Statele Unite este un actor important global și probabil acest lucru a fost o revelație, inclusiv pentru președintele Trump. Probabil. Unele din provocări care există în lume, Coreea de Nord, situația din Siria, sunt chestiuni la care el, într-un fel, a reacționat de o natură așa mai dură. Pe Siria exista și o continuitate în orice caz. Cu privire la Iran este, de fapt, o situație mai diferită, fiindcă, totuși, mai mulți ani în quartet s-a negociat un deal, o înțelegere cu privire la programul nuclear în Iran, pe care acum președintele Trump practic declară că nu va sprijini. Nu va certifica. Deci nu va certifica. În Congres, da. În pofida faptului că partenerii europeni susțin acest aranjament. Abordarea asta, sigur că nu este privită foarte bine de partenerii SUA, în special Uniunea Europeană, dar iarăși, probabil, aceasta și denotă o abordare mai așa mai specifică a președintelui Trump pe dimensiunea externă, cu elemente foarte uzuale pe care le utiliza și pe intern, așa cu o retorică foarte determinată, câteodată puțin diplomatică, dar bun, și provocările în lume sunt diferite, fiindcă pericolul nord-corean devine un tot mai aprins prin aceste teste de lansare de rachetă. Și poate și o reacție, poate așa înțelege Statele Unite, președintele SUA, să răspunde la aceste provocări. Pe de altă parte, vedem și o discuție care se transpune și pe dimensiunea NATO. NATO deja a luat și într-un fel, o poziție cu la acest subiect. Să vedem, nu știu, probabil SUA, oricum, SUA este un actor important global. Și sigur că cu venirea lui Trump existau diferite analize ce se întâmpla cu dimensiunea externă. Totuși, republicanii au avut un accent mai special pe dimensiunea externă și pe rolul SUA la nivel global. Pe perioada democraților lucrurile astea a fost puțin mai redus, deși pe perioada de democraților s-au reușit mai multe înțelegeri, spre exemplu cazul Iranului. Exact. Să vedem care vor fi evoluțiile. Dacă ne referim totuși la Coreea de Nord, aici este important alt hegemon. Este vorba de China, care exercită o influență foarte, foarte mare asupra Coreei de Nord. Și presupunerea noastră ar fi că Beijingul ar putea, la un moment dat, să influențeze Pyongyang-ul să coopereze cu actorii internaționali. Altfel, cumva, și autoritatea Chinei ar avea de suferit. Aceasta ar fi, sper eu, cumva, evoluția dorită și pașnică, astfel încât China să joace un rol mai activ alături de Statele Unite, de ce nu? Așa este, doar că vedem care este abordarea președintelui Trump în raport cu China. Și sigur că o
idee de a construi acest cadru propice pentru a valorifica influența Chinei în regiune este foarte important și inclusiv dacă vorbim de dimensiune de diplomatică. Sigur că declarațiile președintelui Trump sunt inclusiv de o natură de prevenire într-un fel în cazul unui atac sau cu focoase. Dar, iarăși, cum spuneai și tu, Iulian, într-adevăr, rolul Chinei aici este important și este important și ceilalți actori globali să încerce să stabilească deci un cadru propice pentru a preveni orice evoluție sau involuție a situației pe situația din Coreea de Nord. Tot vom menționa în continuare administrația Trump, ce drept deja sub alt aspect, nu sub aspectul politicii externe. Mă refer acum la desecretizarea dosarului în ce privește asasinarea președintelui Kennedy. Să ne aducem aminte, asta s-a întâmplat în luna noiembrie, 22 noiembrie 1963, în Dallas, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite a fost asasinat de către cetățean numit Oswald, care la rândul său a fost și el omorât peste câteva zile. Trump a promis să desecretizeze întregul dosar. Pe parcurs, însă, lucrurile s-au schimbat. Și acum, din câte înțelegem, sunt mai multe sute de pagini care rămân așa cumva în suspans până când serviciile speciale le vor analiza și poate că le vor arăta publicului. Acest lucru însă cumva, nu vreau să spun că ne deranjează, dar cumva nu soluționează problema, pentru că foarte multă lume se întreba ce s-a întâmplat totuși, cine l-a asasinat pe președintele Kennedy. Există foarte multe teorii ale conspirației. Așa, Oswald, din câte ne aducem aminte, a fost și în Uniunea Sovietică, 2 ani a trăit acolo, din 1960 până în 1962, a fost căsătorit și cu o doamnă, Marina Prosakova, a avut și un copil, a emigrat înapoi în Statele Unite. Deci a fost Oswald agent al KGB-ului sau nu a fost? Ce a fost până la urmă? Care este sentimentul dumneavoastră, așa, domnule Groza? Dar poate aveți dumneavoastră o teorie a conspirației mai specială. Nu am o teorie proprie. Sunt, spuneai tu, de una, dar existau și alte opinii, precum că acest asasinat ar fi fost comandat de mafia americană. Sovieticii în acea perioadă promovau și ideea că, într-un fel, acest asasinat a fost fi pregătit de președintele Johnson. Alții spuneau că asta este și o acțiune de succes a cubanezilor. Și faptul că nu sunt date toate paginile publicului alimentează asemenea teoria ale conspirației, nu? Exact. Până la urmă, ceea ce a făcut Trump nu este altceva decât să repună în aplicare o lege, o decizie a Senatului American încă din anul 1990, prin care dosarele Kennedy trebuiau să fie desecretizate. Deadline-ul a fost săptămâna curentă, respectiv administrația lui Trump nu a făcut decât să pună în aplicare această lege, doar că a făcut-o iarăși înjumătățit și aici, de fapt, și elementul de descurajare pentru tot cei analiști, cei care studiază diferite teorii de conspirație, toți se așteptau că aceste dosare vor fi publicate și, respectiv, misterul Kennedy, cel puțin la nivel de informații care erau la nivelul serviciilor speciale, se va descoperi. Doar că dezamăgirea a fost că nu toate aceste dosare s-au reușit să fie publicate. Așteptăm lucrul să se întâmple în perioada următoare, după ce vor fi revizuite. Vom aștepta cu nerăbdare acest moment ca să vedem despre ce este vorba. Acum însă să vedem ce se mai întâmplă pe glob, pe mapa mond, să vedem alte știri internaționale.
Cancelarul ales al Austriei, Sebastian Kurz, și-a reafirmat angajamentul față de Uniunea Europeană în pofida viitoarei alianțe la guvernare cu Partidul Libertății de extremă dreapta. Kurz a declarat pentru Corriere de la Sera că Partidul Poporului pe care îl conduce are afinități cu Partidul Libertății în privința reducerii taxelor, relansării economice și politicilor antimigrație. Liderii celor două formațiuni s-au declarat mulțumite de rezultatul discuțiilor purtate la prima rundă de negocieri. Kurz a ieșit învingător în alegeri după ce a preluat de la Partidul Libertății sloganuri privind limitarea imigrației și reîntoarcerea refugiaților în țările din care au venit. Observatorii politici notează că o coaliție de dreapta între cele două partide va succeda alianțele centriste din ultimul deceniu în Austria. În Cehia, liderul partidului ANO, Andrei Babiș, a anunțat că va forma un guvern minoritar alcătuit din tehnicieni din afara partidelor. Urmând să fie însărcinat săptămâna viitoare de președinte să formeze guvernul, Babiș a făcut anunțul după ce toți partenerii posibili au refuzat să se alieze cu el. Doar formațiunea anti-europeană SPD, condusă de Tomia Okamura, s-a arătat dispusă pentru o coaliție cu partidul lui Babiș, însă acesta din urmă a exclus o asemenea variantă. La alegerile de acum o săptămână, partidul Mișcarea Cetățenilor Nemulțumiți în frunte cu Babiș a obținut 78 de mandate după ce a promovat în campanie lupta împotriva corupției și migranților. În Statele Unite, procurorul special Robert Mueller a adus primele acuzații într-o anchetă privind posibila implicare a Rusiei în alegerile prezidențiale de anul trecut. Numele celor învinuiți nu au fost date publicității, dar presa de la Washington scrie că luni ar urma să aibă loc primele arestări legate de dosar. Numit în funcție de președintele american, procurorul special Mueller investigează legăturile Rusiei cu echipa de campanie a lui Donald Trump. Cazul e cercetat și de trei comisii ale Congresului Statelor Unite. Rusia a blocat prin veto în Consiliul de Securitate al ONU un proiect de rezoluție a Statelor Unite ce viza prelungirea cu un an a anchetei privind utilizarea armelor chimice în Siria. E pentru a noua oară când Rusia folosește dreptul de veto pentru a apăra regimul președintelui Bashar al-Assad. După blocarea rezoluției, ambasadoarea americană la ONU, Nikki Haley, a învinuit Moscova că protejează dictatorii și teroriștii. Pe de altă parte, ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, a declarat că Statele Unite au încercat, prin proiectul prezentat, să dezonoreze Rusia în lipsa dovezilor că Damascul ar fi folosit în aprilie arme chimice într-un atac soldat cu peste 80 de morți într-un oraș din nordul Siriei. Ați urmărit care au fost alte evoluții internaționale de pe mapa mond. Să atragem atenția la ce se întâmplă în Austria, pentru că asta a fost primul eveniment, prima știre. Se pare că cancelarul Sebastian Kurz are așa o strategie cu bătaie lungă. Dânsul se declară pro-european, în același timp face coaliție cu Partidul Libertății, care este mai puțin european. Cum vă pare, dumneavoastră, domnule Groza, ce se întâmplă? Se încearcă o domesticare, așa, să fie domesticită dreapta, extrema dreaptă din Uniunea Europeană, astfel încât să fie posibilă această coaliție? Am văzut că nimeni nu a reacționat așa cum ar fi reacționat acum, în anul 2000, când Jörg Haider a făcut același lucru și a fost în coaliție de guvernare. Deci se pare că lucrurile devin cumva așa mai acceptabile. Deci sunt premise în casele bune și cei care eventual cândva au fost și neonaziști, pentru că Partidul Libertății a fost creat de neonaziști. Cum comentați dumneavoastră? Kurz demonstrează deocamdată consecvență. Și în campanie electorală spunea că este un pro-european puternic, face parte dintr-o familie puternic populară europeană, partidul său creștin-democrat, care sigur că are o anumită viziune cu privire la reforma Uniunii Europene, deși el are o abordare puțin diferită, în același timp, iarăși, abordarea lui Kurz acum se înscrie perfect și în apelul care l-a făcut și președintele Juncker la săptămâna trecută, în mesajul său către Kurz după alegeri, unde și-a exprimat încrederea că noul guvern austriac va fi unul pro-european. Sigur că nu cred că este pentru cineva deocamdată o noutate opțiunea de coaliție care urmează el să o negocieze, deși el nu excludea și alte opțiuni, cu social-democrații eventual, dar social-democrații după o perioadă mai lungă au decis să intre în opoziție și atunci Kurz nu are altă opțiune decât să facă coaliție cel puțin cu un partid care... Sau să fie un guvern minoritar, ca în Cehia am văzut. Sau să fie un guvern minoritar. Asta tot probabil este și o opțiune. Până la urmă nimeni nu cunoaște care ar fi rezultatele negocierilor cu Partidul Libertății. Aici doar unde putem spera este, ce putem spera este că faptul că Partidul Creștin Democrat din Austria și Kurz
în aceste negocieri va aborda liniile roșii și va asigura că orice fel de coaliție care se va forma nu va devia de la abordarea pro-europeană a Austriei, abordând de o manieră poate mai diferită problemele cu care se confruntă în termenul de Uniunea Europeană, referindu-ne la problema migrației, spre exemplu. Despre lucrurile astea, de fapt, am vorbit săptămâna trecută și acum nu ne rămâne decât să vedem care vor fi evoluțiile. Ceea ce mă face încrezător, cel puțin la moment, este că, totuși, Kurz, prin votul pe care l-a acumulat Partidul Creștin Democrat, într-un fel are și o legitimitate mai mare și lucrul ăsta contează inclusiv pentru partenerii din Familia Populară Europeană. Și cel puțin pentru Familia Populară Europeană este și un fel o garanție că Kurz nu va avea o coaliție cu orice preț, dar va aborda liniile roșii în sensul în care să asigure un guvern stabil pentru perioada următoare. Vă mulțumim foarte mult. Eu cred că vom continua discuția despre ceea ce se întâmplă în Austria și ceea ce se întâmplă și în Cehia. A fost o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc mult, foarte mult, domnule Groza. Dragi telespectatori, cu aceasta vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră. Nu înainte de a vă ruga să ne urmăriți și duminica viitoare la 19:00. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă.